Da, ne-am reîntors. Ce făceam noi în... Dar nu mai zice că aia e s-ar putea să fie cu pericol, cel puțin pentru mine. Cu ieșitul în publicitate și cu ce ne gândeam noi să ieșim în publicitate. Sau, mă rog, ce vrea Mihai să, să ne spunem. V-am văzut cântând amândoi așa pe același tot. Da, eu sunt cu Edith Piaf, mie îmi place. No, rien de rien, adică e frumos. Adică chiar sună foarte bine. Eu chiar visez. Și cu Yves Montand, dacă îți mai amintești, Yves Montand e un mare actor care cânta acest cântec câteodată. Și mie, spre exemplu, mi-ar place pe Sena, Obor de la Sen, să spun așa, în zona Buchiniștilor, să stai la o cafenea frumușel și să nu cânte a noștri, evident, și nici să vină să-ți cânte. E la fel de ieftină ca la... Nu, rien de rien! Nu așa. Cum deci, stăceară de la turn. De la Slobozie. Mi-ar place și chiar mi-ar place. Și încă mai sunt locuri nepătate în care poți să asculti așa ceva și poți să-ți încânti ochii. Ne mai punând faptul, Mihai, oricând ai să mergi acolo, nici eu n-am fost, dar să mergi, să mergi și să mergi la un spectacol, un spectacol la Paris, să mergi în Place Pigalle sau, mă rog, la Moulin Rouge. Alo, în Place Pigalle, e aceeași poveste. Da. La Moulin Rouge să mergi la Moulin Rouge, un spectacol fabulos de revistă care merită, adică merită. Un pic, dar cum o vrea în Place Pigalle? Bă, dar care e problema? Dar vezi ce înseamnă? Zic, e riscant în Place Pigalle. Nu, e riscant. Nu, n-am spus Bois de Boulogne, în pădure, acolo e riscant. Nu, dar și în Place Pigalle e înțelegem. Riscant. Hai să ne înțelegem cu riscant. În Franța, familia întemeiată pe soții sau pe bărbați? Nu știu, deci, e pe soții. În Olanda nu e. Nu e obligatoriu. În Olanda, în Amsterdam sau în vitrine. Da, acolo e altceva, acolo e altceva. În 95 am fost în Franța. În 1995. Sper că nu cu Victor Ponta și el a fost la... Nu, el era în 90. Eu în 90 am răsărbătut. În 90 Ponta a fost când fura Adidas din magazine, că știi? Deci a fost la la mod. Dar eu nu l-am furat. Adică la noi era la modă... Doamne, nu vă vine a crede că am ce experiență în 95. Vă mai amintiți în 90, doar tu nu să amintești mea, e Adidas Torsion. Cum nu? Pentru că poți. Pentru da, da, da. Nu, dacă vrei cu adevărat. Dacă vrei cu adevărat, poți Adidas Torsion. Cum să nu? Motivat, încărcat de energie de această reclamă de la noi sau gaia cu computerele, v-am prins vrăjitoare. În luna august, sfârșitul lunii august, Țăranu, Peizanu, 90, pleacă într-un schimb de experiență. Da, din magazine? Între experiență. Ca el? Nu. Vreau să spun doar că am plecat într-un schimb de experiență. Păi motivat de reclama Adidas Torsion, arasă tot din magazine, băga în buzunare, în sân, în gât, în pin gât, că el are 2 metri, nu băga și în șorap și în chiloți, băga Adidas Torsion, că el în România vedea că se vinde. Nu cred. Dar el a spus. A, el a spus. El a spus. Nu, pare rău. Deci nu. Vreau să spun el a spus că un act de mare care a coborât în Paris Est. Est? În Paris. Bun. Deci, așteptat acolo de, mă rog, o delegație a unei localități undeva din zona Nantes. Da, din partea cealaltă. Tu ai venit la turnul Eiffel de pe Charles de Gaulle, pe partea cealaltă, nu pe vestul la defans. Nu, deci... eu în defans am aterizat prima. Eu nu. Deci eu am venit cu trenul și am ajuns în Paris Est. Asta vreau să... Una din chestii pe care nu venea să crede, dacă trebuia să ajung la ora... Ai evadările voastre din copilărie? Dar se poate, dar se spun numai un lucru. La ora 7 fix trecute punct a oprit trenul în gare și așa trebuia să oprească și nu venea să crede atunci că poate să oprească la 7. Dar recunosc. Da, și recunosc în aceeași măsură că trecând prin Paris, într-un microbuz, mergând către Nantes, că așa au considerat cei de acolo să ne ducă să mai vedem câte ceva, știi cum vezi copiii când mai mergeau când la cu autocarul care se vedeau așa? Lingeați seamul. Deci era în pijam, că aia ne-au făcut și un tur așa, știi, să vadă prosalan, știi, să vadă țăranul. Păi și eu eram, deci era o gură aburindă și niște două găuri de ochi așa unde plică, că nu vedea ceva, frate, înțelegi? Ce să mai e? I-am adus pe ăștia din Comuna Primitivă acum la Paris, în Franța, hai să-i arătăm un pic. Îți dai seama, țăranul a ajuns la Nantes și spune, zice, mergem și mâncăm la... Ai puțin știu ca Tarzan la New York, din 95, acolo am descoperit mirosurile de la McDonald's, 95. Să vezi cum îmi spune nouă, zice, o să stăm în nou, mergem și luăm, servim masa la casa de bătrâni. Ce ai făcut? Întreb. Cu ce v-am greșit? Mă gândeam eu, bă, ce-am făcut, bă, frate, bă? Cum să mă duci, mă, la casa de bătrâni? La maison de retraite, spune. Da. Cum să mă duci, mă, la maison de retraite, într-o comună? Adică, dar ce ți-am greșit, frate? Nu m-am venit și mă și ei la mișto? Adică, ce-am făcut? Am intrat în maison de retraite, am avut impresia că am intrat în hotel. Intru înăuntru, întreb ce asta aici? Am văzut scris sus, maison de retraite. M-am dus la budă, pregătit, mască, să-mi pun că nu se mai poate, înțelegi? Păi, îți venea să dormi acolo, știi? A venit la masă, când mi-am mers, la masă, a venit bucătarul. Erau
erau retretiști, erau pensionari acolo, știi care și noi. Și era bucătarul, îmbrăcat impecabil, și venea și întreba. Cum îți place mâncarea? Cum te simți? Cât e de regulă? Și așa mai departe. Ai zis, bani, merit, noi bun aici. Dar deci, era firesc. Voi veneți, eu știu asta. Deci, voi dar ce vrei, măi? Eram din 90, unde era firesc? El vroia să vadă cum arată niște canibali, niște pigmei. Cum arată, băi, bucătarul, hai să-i văd și eu te fiu. Da. Cum arată noi întreba. Nevul mediu, din comuna primitivă, hai să-i văd cum arată. Hai să vă vorbesc la Paris? Și-au fost foarte, ba da. Dar defansul, apropo de defensiva mea, la defans e cel mai avantgardist cartier al Parisului. Este cartierul futurist al Parisului. Și în 95 eu m-am dus pe urmele, e noul arc de triumf, e în defans. Eu m-am dus pe m-am dus acolo, știi? Deci nu mai e Charles de Gaulle și puțin acel celebru muzeu care în avangarda celebrei precede piațeta din fața turnului aia celebră și perfect din perspectiva actului artistic, nu mai e la atât de modă cum este defansul în momentul de față pentru actul artistic din, din Paris. Deci ce se întâmplă artă și adevărată vâltoare artistică acum e în defans. În defans. Țin minte, am văzut, apropo de defans, l-am văzut că tot vine pe la Cluj, am înțeles că tot vine pe la Cluj, tot vine pe la Cluj franțuzul ăla cu muzica lui Celestă, știi? Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre vine la Cluj în toamna asta. Intergalactică. Și s-a spunea, Jean-Michel Jarre a văzut în defans, în defans făcuse un spectacol magnific de nu-ți venea să crezi, da? Apropo de defans. Ce palmieri în defans, știu că nu puteam să... În 95 eram foarte 45 tânăr. De milioane de turiști în fiecare an în Paris. Media. Deci erau niște ghivece cu palmieri, niște imensități pe bune, undeva la 3 metri înălțime. Aveai scară ca să te urci până la poalele palmierului. Vorbesc serios. Deci era o gândire absolut adevărată. Cât înseamnă asta pentru România? 45 de milioane de turiști în fiecare an? De 3 ori în populația României. Ce să vezi în România, mă, oameni buni? Hai, mă, treziți-vă. Ce să vezi? Colectivul? Ce să vezi? Au murit 64 de oameni? Nu, ce să vezi în România. Eu am și zis că 45 de milioane de turiști din întreaga lume, în primul rând japonezi, chinezi, asiatici, cei mai mulți sunt din partea aia, a lumii, vizitează Paris. Adică asta vreau să spun. Ce industrie e turism acolo? Cum îți tratați? Dacă nu te vede, vorbim... Sunt în Paris hoteluri cu 45, cu 50 de euro care au o baie de un metru pătrat sau condiții de... Sunt peste deci, când tot. Când te duci depinde, la celebra cafenea sau ieși să mănânci un croissant, să bei o cafea și vede că îi spui în engleză, în germană, în altă limbă, nu se uită la tine, îți aruncă meniul pe vas și pleacă. Dacă engleză, germană, dacă nu vorbești în franceză, ești turist, tu ești du-te de aici. Orice limbă este acceptată, cu excepția engleză. La ei, cu franceză, cu germana sunt mai sensibili la o bucată. Sunt și francezi, au ei probleme și cu Alsacea. Ei au probleme cu toți, cu spaniolii, ei cu toți au probleme, cu toată lumea s-a războit. Da, Pirinei, na, e un teritoriu acolo revendicat. Uite un picuț să vezi, ca să depășim, uite un picuț în Belgia, valonii și flamanzii n-au încheiat lupta niciodată. Și acolo plecând de la precepte simple, noi am fost odată, noi suntem acum, știi? Și ceva de genul, istoria și prezentul se bat și niciodată nu o să înțeleagă. Asta e. Dar găsesc întotdeauna soluția. Asta e, știi? Soluții să meargă, să prospere. Chiar dacă nu se înțeleg la nivel de... Dar găsesc întotdeauna soluție. Uite cum vă găsim noi soluții, spre exemplu, că avem o ședință de Consiliu Local. Opa. Pe vineri, pe 7 noiembrie. Sau nu, pe vineri, pe cât e asta, bă, frate? Că m-am zăpăcit pe 4. Sau pe cât e ăla? Dar de ce a plecat în concediu? Domnule, are probleme în sănătate. Zău, vreți să fiu avocatul diavolului acum? Ești atât de, de crud. Care-i diavolul? Nu, adică în sensul că tocmai eu să iau apărarea lui Lungu, în sensul sintagmei. Cu mă sintagma, refer, adică, mă rog, scuzați. În terminii noștri colocviali. Dar e ok, domnul primar, are o problemă? Ce cu el? Nu, are o problemă de problemă. Adică o problemă de concediu. Da. Și scurt. Medical? Nu știu dacă e medical sau nu. E problemă. Deci nu vine la ședință, domnul Lungu. Uite, deci vineri e pe 4, așa ca să uite când m-am uitat așa, pe 4 ședință convocată de către consilierul, de către viceprimarul Lucian Hașovski, spune așa, plata în avans a subvenției pentru încălzire, din nou supusă votului consilierului local, după ce în ședința de consiliu local de sfârșitul lunii consilierul a respins acordarea în avans a acestei subvenții pentru încălzire, aceștia sunt rechemați în vineri în speranța că cel puțin unul dintre cei care au votat împotriva proiectului de hotărâre și a schimbat părerea. Consilierul a respins proiectul săptămâna trecută cu 11 voturi
pentru și 11 împotriva. A fost 22, deci sunt 23, parcă nu? Da. Adică a lipsit cineva. Cine a fost? La guvernare a lipsit. De la guvernare a lipsit cineva. E, asta e, ce să faci? Dar probabil acum de la guvernare ar să fie prezent. Sunt 12. Da. Cu 11. Da. Și acel 12, practic, despre asta vorbim. Al 12, da. Cert da. Este că e vorba de plata în avans, spune în expunerea de motive, bănuiesc. Motivat de cele prezentate, considerăm că este necesară plata în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5 milioane de lei pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În acest fel se vor putea asigura stocurile de combustibil. Asta este explicația. Vineri 4 noiembrie, spuneam, ședință de Consiliul Local, condusă de către viceprimarul Jean Hașovski, primarul în exercițiu Ion Lungu lipsește, este în concediu. O ședință foarte grea pentru Jean. Ședință foarte, foarte grea. E foarte grea pentru că asta e situația. Situația e una foarte grea. Momentul e foarte delicat. Să dai 5 milioane de lei în avans unei societăți private, da, societăți private, care să asigure unor alți privați și nu tuturor sucevenilor pentru mai puțin de jumătate în apartamente din Suceava căldură, e un moment din ăla în care trebuie să ai o justificare foarte bună. Am și spus-o, o pot repeta. Povestea cu încălzirea la Suceava, încălzirea centralizată, trebuie pusă foarte serios pe tapet. Și nu populist, nici într-o direcție populist, nici în cealaltă direcție. Că putem gândi populist în două forme. La modul, domne, trebuie acești oameni să aibă căldură, sau la modul, nu trebuie să aibă căldură. Nu, trebuie să fim corecți. Dacă eu plătesc impozite și taxe și sunt și am centrală pe gaz metan, vreau și eu subvenții. Pentru că așa la care eu îți plătesc ție care nu ai centrală pe gaz. Eu faptul că îmi doresc un serviciu de calitate nu înseamnă o vină pentru mine. Tu, Consiliul Local Suceava, nu mă poți pedepsi pe mine, cetățeanul care plătesc impozite și taxe, pentru faptul că îmi doresc ca apa caldă și căldura să vină la timp. Să fie chiar apă caldă la robinet. Să nu stau să cheltuiesc 6 metri cub de apă pe zi, ca să pot să fac și eu un duș din ăla cârcălit. Pentru că așa e sistemul în momentul de față. Eu am dreptul să am căldură pe bune, că am copil mic, am părinți. Vreau eu să am căldură. Ăsta e dreptul meu, vreau să plătesc. Nimeni nu știe. Adică, de ce să mă pedepsești pe mine, suceveanul, în sensul ăsta? Care e problema? Eu nu am plecat la centrală pe gaz, pe apartament, de prea bine ce era la defuncta termică, da? Și ce e acum la bioenergie și termonet. Nu am plecat de asta. Eu am plecat că nu se mai putea. Și nici acum nu s-au îndreptat lucrurile. Problema lui bioenergie nu e cu căldura, cu povestea asta, că ei dau căldură la niște parametri. Problema e cum ajunge această căldură la mine, corect, dacă sunt în sistemul centralizat. Zona termonet acolo. Și începe o întreagă hâială, că să vezi cât țevi. Bă, băieți, nu vreți să rupem o dată pentru totdeauna povestea asta. Să o punem corect la punct. Eu vreau, de exemplu, eu ca Mihai Chirea doresc, din impozitele și taxele mele pe care le plătesc la primărie, să primești și o subvenție. Dar vreau în condiții noastre să am un serviciu. Nu, domnule, primești subvenție, că acum subvenția asta, știi cum e văzută, Dorel, e un fel de pomană dată celor care nu beneficiază de un serviciu de calitate. Este extrem de sensibil această nu problemă. Nu e adevărat. Și e sensibil pentru că noi am făcut-o sensibilă, maestri. Dar eu n-am spus cine a făcut-o, eu am spus că nu e sensibilă. Că nu ne-a dat-o Dumnezeu sensibilă. Deci tu ai spus că este sensibilă pentru că noi am făcut-o sensibilă, nu știu ce vrei să spui. Eu am spus doar că e sensibilă și foarte problematică, iar ea va muri atunci când fiecare cetățean își va permite să-și pună centrală termică și pe gazul ăla hulit la vatra Dornei, pe care îl are fiecare în bloc, la fiecare, știu eu, scară de bloc sau de ghetou, cum vrei, va pune centrală termică așa cum s-a, centrală termică pe gaz sau pe lemne, cei care stau la casă sau cum doresc ei, așa cum s-a întâmplat la Botoșani, unde Modern Calorum are 1000 de clienți, Suceava, din păcate, mai are 16.000, 17.000 pe aici, pe undeva, am înțeles, da, dar nu contează. Eu vorbesc de viitor. În ceea ce privește întâmplarea de vineri, am înțeles la domnul Hașovski, l-am intervievat aseară în emisiunea mea, că sunt 6 milioane de lei alocați de guvern. Că l-am întrebat doar atât, dacă este legal sau nu este, dacă este la limita legii sau într-o zonă de transcendență juridică, și mi-a spus foarte clar că este legal. Societățile care furnizează, care produc energie termică, pot primi în avans subvențiile. Pot primi în avans și că guvernul a alocat Sucevei 6 milioane de lei și ar mai rămâne, dacă ar mai un milion de lei, rezervă. Problema
e etică, e deontologică, e discriminatorie în ceea ce spui tu, că banii aceia de la care asigură subvenția pentru cei la călzire centrală nu sunt dați celor 35.000, 40.000, 20.000 de proprietari de centrale pe gaz. Deci aceia nu beneficiază de subvenție, după câte știu eu. Știi tu altceva? Nu beneficiază. Nu, deci aici se strecoară această perfidă discriminare. Vrei să discutăm și povestea aia cu plata, cu aia, cu aia. Adică din punctul acesta de vedere, de asta spun și repet, această eternă controversă, dureroasă, logică, temeinic legitimată pe problemele economice, se va sfârși doar atunci. Când va dispărea acest monstru care este încălzirea centrală și aceste firme intercalate în timp doar cu, știu, firme de famiglie, subliniez, firme de famiglie, care s-au dezvoltat atât de mult încât își pot permite să cumpere orice conștiință. Și când m-am referit la conștiințe de vânzare, m-am referit la conștiințele specialiștilor care se vând foarte ușor pe salarii fabuloase, cel puțin în accepțiunea noastră, la experți, la expertize și la cei experți în termen mie și așa mai departe, ingineri și doctori docenți. Problema aceasta va mai dura cel puțin un an, 2, 3, 4, 5. Nu, sper că nu. Nu-mi doresc nici eu să dureze prea mult, dar ea mai are 200 de cadavre ascunse în debara. Istoricul. Iar istoricul este termica. Istoricul este termica. Da. Pierdem pe bune, adică nu vreau să, eu nu vreau să fac anchetă, vreau să rezolvăm o problemă. Deci, vreau să fie dreptate. Eu adică, nu cer strigătele patetice ale lui Lungu, de dorința ale primarului Lungu, în ceea ce privește oameni buni, nu vă debranșați, rămâneți la încălzirea centralizată. Nu. Omul este liber să aleagă ce dorește el, și indiferent de prețuri, indiferent de riscuri, indiferent de viitor. Apelurile acestea patetice ascund un interes meschin care pot genera în continuare și furaja sau pompa combustibil paranoia suspiciunilor în care s-au îngropat unii. Nu! Sunt liberi, domnule primar, suntem liberi, domnilor primari și consilieri, fără să ne puneți voi piedice, într-o lume normală și curată, într-o lume în care accesul, fiecare suntem egali, să aleg șansa pe care mi-o doresc eu. Vreau să renunț la încălzirea centralizată. Nu poți să-mi pui piedici, mai ales îmbrăcându-te cu armura unor chichițe legale, mizând pe faptul că în ignoranța noastră nu toți suntem doctori în drept și nu toți o să ne putem permite să ne angajăm avocați să ne reprezinte interese. Foarte grea ședința asta, pentru, le repet, foarte grea ședința asta pentru Jean Hrășovski, din toată perspectivă, pentru că el acum e pus dar e legală. Partea cu subvenția este strict legală. Deci asta nu mai e o problemă de legalitate. O ședință grea din perspectiva aceasta. Bucovina TV transmite live. Toate televiziunile sunt, celelalte televiziuni de Suceava sunt acolo și înregistrează. Presa înregistrează din toate perspectivele ei. Radio, internet, presă scrisă. Închipuiți-vă că e o trambulină extraordinară această problemă pentru populism și pentru campanie electorală. E cam, cum să vă zic eu, e o gratuitate nefirească pentru politicienii noștri și o să o folosească. Va fi acolo o dezbatere și o poveste. Sunt absolut convins. De nu-ți vine a crede. Sunt absolut convins. Că niciunul nu o să vină bărbătește să spună ăsta este adevărul despre termia din Suceava, ăsta este adevărul despre subvenție. Ne-l asumăm acum pentru că nu putem lăsa oamenii aceștia în frig. Pe 1 noiembrie, pe 2 noiembrie sau pe 4 noiembrie. Nu trebuie să spunem pe 4 noiembrie. E un adevăr care nu e chiar populism din punctul acesta de vedere. Da, nu, dar pot să meargă mai departe pe logica lor și să spună firesc. Da, vreau să vă spunem că de la când o prin căldura, pentru, așa, până pe 1 mai sau când va fi primăvară, avem la dispoziție 4 luni să discutăm la fiecare ședință subiectul ce facem cu căldura și cum o facem de la anul, pentru iarna 2017-2018, pentru că nu putem judeca niște oameni, nu putem condamna niște oameni pentru faptul că au ales, nu mai contează cum, dar nu este problema lor asta. Păi da, problema lor este să respecte legea și să respecte omului, cetățeanului, libertatea de a alege. Asta și dreptul fundamental de a alege. Nu mai este problema lor cu ce facem. Trebuie e treaba lor ce trebuie fac. Să respecte. Dacă ei au luat deciziile în istoric cu termiei sucevene, alea grele, controversate, de sute de milioane de euro, e treaba lor.
Dar nu e, nu poți transfera niște castane fierbinți care nu le-au luat actualul consiliu. E treaba, tuturor celor care au luat deciziile astea. Da, putem face o discuție. M-am referit la istorie. Corect. 6 luni de zile avem timp să stabilim ce facem cu sistemul de încălzire și dacă mai punem o preliști pentru debranșare și dacă păi la asta m-am referit, nu pune piedici la debranșare. Da, corect, iau, nu, că de asta am vorbit de avocați, de asta am vorbit de oameni. Eu sunt în această clădire avocați cu care am vorbit. Sunt chestiuni atât de simple, dar se folosesc de ele și au succes pentru că oamenii pe bună dreptate, nu toți sunt instruiți în subtilități juridice atât de nuanțate cum sunt prevăzute în această lege. Când mai ales când se trântește când vedeți, și ușa și bocancul. Când o să vedeți voi că primăria o să sprijine... Nu, primăria nu trebuie să sprijine. Primăria nu trebuie să pună piedici. Lasă, să termine, Mihai. Când o să vedeți voi că cineva de la primărie o să bată pentru noi, pentru cetățean, vă rog frumos să-mi spuneți că fac o emisiune dedicată. Hai că ne apropiem de final și trebuie să dau... N-am zis oamenii la primării zău intenționați. Dar e așa, e un cumul de... avea dreptate maestru când spunea, așa e un cumul cu iz de acolo de familie, încât nu-ți dai seama. Conspirativ, nu, dar de ce? Dar cum așa, dar care ai povestea? Perfectă dreptate. O luăm pe arborele genealogic, ca să vorbim așa al istoricul acestor firme care s-au transformat în alte firme și privim în spatele lor. Cine sunt acționarii? Aceleași familii. Da, aceleași familii, corect. Deci să nu mai ne ascundem după deget, că la Registrul Comerțului avem acces toți, și domnul Videanu are acces la tribunale, și domnul Videanu poate fi pus sub acuzare, că nu sunt zei, nu sunt Dumnezei. Iar oricine este implicat și a greșit cumva și a băgat mâna și și-a construit o avere de zeci de milioane de euro, să răspundă. De asta, că când am vorbit de istoricul Termica, m-am referit la istoric, la tot ce înseamnă istoric. Eu ce vreau să spun este că nicio familie nu este într-adevăr... Imună în fața legii. Mi-mi vine acum în minte, pentru că e proaspătă familia Cosma de la Prahova, tată și fiu, amândoi cu executare și ani mulți de executare. Președinte de Consiliu Județean, tatăl. Vă referiți la celebra familie PSD-istă care a condus zona Munteniei ani băiatul deputat decenii, și fata promovată acum, se pare, pe liste ca să reprezinte Prahova. Asta apropo de asta și ce m-a frapat... Dar ești de frumos, ai ceva împotriva? Ce m-a frapat... Ea e suspectă într-un dosar. Dacă mă lăsați să spun la ce m-a în zilele astea, ce m-a frapat pe mine, vorbind de cash... A fost de o șpagă pe care a primit-o unul care stă în penitenciarul de maximă siguranță de la Iași, care are deja e premiat pentru chestia asta, omul când ne-a și lăsat pe care tu-l cunoști foarte intermodal bine. Și pe care eu îl cunosc foarte bine, da? Și când ne-a lăsat pe fenechiu. Un fenechiu care a primit șpagă pe care el a recunoscut-o la modul cash 2,5 milioane de euro cash. Bă, cum arată 2,5 cash, ca să zic așa, în țara asta, da? Ca să nu mai vorbim că e vorba de Iași. Dar el nu-i mai numărai cuba, doar. Paga în totalitate el era de 4,3. Avea o ruletă și cuba. Adică Fenechiu avea ruleta, îi punea bani în portbagaj și îi cuba așa, pac, da, e regulă. Și am să spun în continuare că vezi pe băieții din PSD care fac un dezmăț bugetar în ultime zile în actualul Parlament, dând salarii, dând pensii, dând orice, doar de dragul ca să ajungă din nou sau să rămână în Parlament. Și am să spun mai mult decât atât, 1% din PIB, spunea Cioloș, și pe bună dreptate, măsurile adoptate de Parlament în ultimele luni înseamnă în jur de 9 miliarde, reprezintă 1% din PIB-ul României. Tentativa aceasta de a asasina viitorul României este inutilă, pentru că voturile pe care le vor obține în decembrie le-ar fi obținut și fără aceste daruri otrăvite, care de fapt dinamizează viitorul acestei țări. Și așa vulnerabil. Permiți o goleneală cu ghilimele de... Ba pe naiba, maestri, sunt disperați toți. Toți sunt disperați. Vreau să nu spun știu exact ce să facă. Vreau să spun că dacă ar fi abordat la modul onest, PSD-ul lua aceleași procente, nu e adevărat. PNL-ul lua aceleași procente. Sunt disperați toți, maestri. Sunt disperați și unii și alții. Vorbesc foarte... Nu mai știu ce să fac. Eu cred că lucrurile astea le fac foarte clară. Doar din ură, din furie, din irresponsabilitate și mai ales dintr-o dorință sălbatică, deprimată, crudă, sângeroasă, de a exprima acea sintagmă după mine potopul în modul cel mai plenar. Să așteptăm proiectul PNL Suceava, să vedem cum se vor pune la bătaie. Mei, peste o săptămână avem place, dar PNL Suceava nu e o insulă în Pacific, domnul Dorel, dar proiectul PNL Suceava pentru Suceava. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Suceava 30. Dacă nu vă supărați, e tic-tac. Mai lăsăm pe data când ne mai întâlnim. E pac-pac. Decât vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și am povestit în dimineața asta.
Erau multe de spus. Sunt absolut convins că dacă am efistat, plecam de aici pe la 12. Dar noi suntem speriați un pic de pixul ăla că l-ați găsit acum. Eu chiar sunt intrigat, adică dacă ați vorbit mai mult de defense, de France, de Paris... La defense. La defense de Paris, normal. Voi loc să vorbiți de podurile babilor de la ușa, de la poarta grajului. Dragii mei, mulțumesc pentru că a stat alături de mine în această dimineață. Le-am mulțumit și invitațiilor mei care îmi fac ziua frumoasă, ziua de miercuri. Să aveți parte de o zi frumoasă. Invitații la fel să aibă parte de o zi fabuloasă și o zi prosperă, zile prospere. Vă doresc să fiți frumos, să fiți la fel. Nu uitați, luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine. La revedere!